Viața. În jurul ei sunt atâtea întrebări și ne le putem pune și noi în această seară. Ce este viața? Ce înseamnă ea? Ce faci cu viața ta? Ce rost are viața pe pământ? Care este scopul ei? Ce responsabilități ai în această viață, față de această viață? Cum poți schimba viața ta? Se poate schimba viața? Este viața o întâmplare și este construită, bazată doar pe întâmplări? Este ceva și dincolo de viață, dincolo de viața asta? Multe întrebări ne le putem pune, însă în această seară ne stă în față, din Iosua, capitolul 24, cuvintele, mărturia, istoria unui bătrân. Iosua era bătrân și înaintat în vârstă. Simțea că i-a venit ceasul și spunea el, versetul 14 din 23, din capitolul 23, versetul 14, iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Astăzi. Ai putea spune, e ultima zi din viață. Capitolul 24 folosește în mod sugestiv un titlu, cea din urmă adunare, cea din urmă întâlnire, cele din urmă cuvinte. De aceea, pentru a găsi răspuns la aceste întrebări, pentru a avea câteva răspunsuri la întrebările privitoare la viață, e bine să zăbovim în jurul acestui bătrân. Nu știu vouă, dar mie în general mi-au plăcut bătrânii, de când eram copil, când eram tânăr, mi-a plăcut să stau în compania oamenilor bătrâni, să le pun întrebări, să povestească. Și Iosua, ca om bătrân, iată că este un capital imens de experiențe și mărturii. Iosua ca bătrân este un tezaur de învățături și de sfaturi. Este o carte groasă cu fel și fel de povestiri frumoase. Este ca un album plin cu poze interesante. Și de aceea, atunci când citești cuvintele acestea, îți dai seama și realizezi că viața, în primul rând, viața este făcută din alegeri. Viața este suma deciziilor noastre. El și-a făcut partea, Iosua i-a dus în Canaan, Iosua le-a dat din partea lui Dumnezeu ceea ce trebuia să le dea, a fost un judecător corect, drept, dar acum vine și le spune acestor oameni, vă stă în față viitorul, eu termin alergarea pe acest pământ, vouă viața vă stă înainte. Dar un lucru trebuie să știți, nimic nu este gratis, nimic nu e la întâmplare, nimic nu vine degeaba. Viața este făcută din alegeri. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Viața este suma deciziilor. Pentru că nu înțelegem de multe ori lucrul acesta, de aceea dăm vina pe unul și pe altul. Pentru că nu ne asumăm responsabilitatea deciziilor, alegerilor noastre. Pentru că nu înțelegem că cele mai multe lucruri din viață nu sunt altceva decât consecința deciziilor, rezultatul alegerilor personale. Și de aceea dăm vina pe alții, pe guvern, pe biserică, comitet, păstor, pe soț, pe soție, pe părinți, pe copii, pe șef, pe patron, pe vecini, pe colegi, pe cine vrem să dăm vina. Însă Iosua ne spune, opriți-vă, pentru că viața voastră este în mâinile voastre, Dumnezeu pune înaintea voastră calea aceasta numită viață, care este plină de răscruci, plină de intersecții și tu, om, ești liber. Nu ești obligat, nici Dumnezeu nu te obligă, nu te obligă absolut nimeni. Tu singur îți faci viața pe care ți-o alegi. Alegeți astăzi. Viața este suma deciziilor noastre.
Viața este făcută din alegeri. În al doilea rând, viața este construită în jurul religiei. Vrei, nu vrei, oamenii sunt atei, dar și ateul, până la urmă, este tot un om religios, numai că el are un alt fel de Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă ceva, un absolut în care crezi, ceva care înseamnă principiile cele mai înalte în viață. Și eu cred că viața este construită în jurul religiei. Voi credeți? Eu personal cred că dacă astăzi aș fi fost budist, arătam cu totul altfel. Până și hainele mele, până și totul. Dacă eram musulman, arătam cu totul altfel. Voi credeți că religia influențează viața voastră? Credeți că Iisus Hristos schimbă viața voastră, poate face viața mai bună? Viața este construită în jurul religiei. Și când spun viață, înseamnă tot ceea ce ține. De aceea Iosua vine și spune, stați puțin, să nu credeți că dacă sunteți în Canaan, să nu credeți că dacă acum vă merge bine, să nu credeți că acum ați reușit, dacă acum sunteți bogați, dacă acum vă bucurați de multe beneficii, de prosperitate, aveți multe avantaje, trebuie să știți un lucru. Voi aveți de făcut în primul rând decizia cea mai importantă, este cu privire la relația voastră cu Dumnezeu, la religia voastră. El de fapt vine și spune, decideți astăzi religia voastră. Cui vreți să slujiți? Ce religie vreți să aveți? Oferta este vastă. Aveți Dumnezei de dincoace de rău, aveți Dumnezei dincolo de rău, aveți atâtea și atâtea oportunități, atâtea religii, aveți atâtea decizii de luat. Alegeți cui? Însă eu vă spun astăzi că eu personal aleg să slujesc Domnului. Aleg să slujesc lui Dumnezeu. Aleg să construiesc viața mea în jurul lui Dumnezeu. Viața este construită în jurul religiei. Vrem sau nu vrem și religia aceasta ne influențează. Asta înseamnă nu numai că vei fi creștin, pentru că unii înțeleg asta, bun, eu sunt deja creștin, deci nu mă interesează, nu. E vorba de relația cui vreți să slujiți, nu să declarați. Nu ai declarat la recensământ, nu ai declarat pe o foaie, pe o fișă de membru, pe o cerere, gata, sunt membru, m-am botezat, am semnat, am declarat, sunt creștin. Nu. Construită înseamnă o viață de slujire, de sacrificiu. Astăzi seara bănuiesc că poate unii sunt la plimbare undeva, că timpul e frumos, fiecare cu Dumnezeul lui. Viața este făcută din relația noastră cu Dumnezeu, este construită în jurul religiei, a relației personale cu Dumnezeu. În al treilea rând, viața este creată în jurul familiei. Tot mai mult, acest adevăr trebuie cumva înnăbușit. Se merge foarte mult pe individualism, societatea modernă, postmodernă, vrea să scoată familia din ecuația vieții, să nu mai existe familia. Exista o vorbă, noi am auzit-o de multe ori, mai ales la căsătorii, pentru că în constituțiile multor țări, ca și în Constituția României de fapt și în multe alte constituții, familia căpăta un loc de cinste. Era o vorbă pe care noi auzeam, poate nu dădeam doi bani pe ea, dar acum ne dăm seama câtă valoare și câtă importanță are. Familia este nucleul de bază al societății. Adică societatea trăiește, există, doar dacă are familia în centru, dacă are familia la bază. De aceea Iosua vine și le spune cât despre mine, eu și casa mea. Importanța și valoarea și sacralitatea familiei. Și în seara aceasta suntem la o binecuvântare de copii și ne rugăm pentru copii și ne rugăm pentru familii. Dumnezeu să binecuvânteze familiile. De aceea este important pentru tineri să le spunem că este extrem de important cu cine te căsătorești. Este fundamental să-ți întemezi o familie pe baze biblice, cu principii sănătoase. Și este atât de important, este extraordinar de important cum îți construiești, cum îți zidești casa, familia. Al patrulea rând, viața este influențată de modele.
În jurul nostru avem modele, repere. Iosua a devenit un model, bătrânul acela care parcă își dă duhul, e ultima suflare, el spune, merg, gata, astăzi eu mă duc. E, nu știu cât a mai trăit el, dar așa a fost declarată, ultima adunare, ultima întâlnire, ultimele cuvinte ale lui Iosua. Eu astăzi mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Dar Iosua devine un model. Iată, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iar ceilalți au spus, Iosua, noi facem ca tine, te urmăm pe tine. Care sunt modelele pe care le luăm? Nu uitați că lumea în care trăim nu face altceva decât ne prezintă modele. Filmele ne prezintă tinerilor modele, muzica, muzicienii prezintă modele. Rețelele de socializare prezintă modele. Sportul nu face altceva decât prezintă modele. Totul este pe undeva în mâna capitaliștilor, adică celor care dețin capitalul, totul este folosit pentru a face bani, dar în spatele tuturor, mamona este diavolul care folosește orice poveste de succes, orice talent, îl folosește pentru a construi un capital de imagine și a prezenta tot felul de modele, de repere pentru tineri. Și de aceea diavolul va face orice ca să corupă un sportiv, să devină un model negativ pentru tineri. Un cântăreț bun, un actor bun, un om care are anumite capacități, anumite abilități, să poată fi folosit ca un model negativ. Viața este influențată de modele. Care este modelul tău? Care este modelul tău? Privind în jurul tău, ai măcar un reper, un model, să fii și tu ca cineva, ca un om din... Nu vorbește acum despre Avram, nu vorbește acum despre poate altcineva. Din viața asta, unul contemporan cu tine, chiar dacă nu mai este un bătrân, unul care are ceva mai multă experiență ca tine, să spui, uite, să împărtăși, să fie ceva cât mai apropiat de tine. Asta a contat atât de mult. Așa se încheie, pentru că este ultimul capitol din Iosua, dar cartea se încheie cu o notă pozitivă. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua, tot timpul, și în tot timpul tuturor bătrânilor care au văzut, care au trăit, care au experimentat toate lucrările lui Dumnezeu, Israel s-a ținut de legământul acesta pentru că au avut un model. De aceea nevoia de model este extraordinară și noi ca părinți avem în primul rând datoria mare, enormă de a fi model. Al cincilea în viață este privită în retrospectivă, te uiți în urmă. Dacă ne uităm, capitolul 24, cam așa spune versetul 2, Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, părinții voștri, Terah, tatăl lui Avram, fiul lui Nahor, începe o poveste, sute de ani de istorie. Se uită în retrospectivă, se uită în urmă și vede istoria, vede viața, nu doar acum și aici. Asta este marea minciună a diavolului, ne prezintă totul ca și cum cei care au trăit între noi au fost niște oameni care n-au avut habar de ei, niște înapoiați, medioevo, primitivi, ca și cum sunt niște retardați acolo undeva. Și acum, vezi, Doamne, au apărut pe scenă marele elite, acum-s descurcăreții, acum-s cei care pricep bine toate lucrurile. E bine, viața trebuie privită în retrospectivă și când te uiți în urmă, să vezi că totuși înainte de noi au fost oameni serioși, au fost oameni credincioși, au fost oameni evlavioși. Se uită în istoria acestui popor și spune, stați până să fiți voi, până să te naști tu, au fost alții înainte de tine și vreau să privești viața în retrospectivă, că până să apari tu, a existat viață și când tu vei pleca de pe pământ, încă va mai exista viață. De aceea, al șaselea rând, viața este reflectată în viitor. Pentru că tocmai este suma deciziilor.
Iosua le-a spus, nu vă jucați, nu e glumă, nu e așa, ceva simplu, e ceva foarte sigur, ceva foarte concret. Dacă astăzi alegeți să slujiți Domnului, viața voastră va avea un viitor fericit și binecuvântat. Dar dacă astăzi alegeți să nu slujiți Domnului, dacă alegeți să vă depărtați de Dumnezeu, trebuie să știți că viitorul vostru este sumbru. Trebuie să știți că aceste cuvinte ale cărții legii, pentru că Iosua n-a știut altceva decât cuvintele cărții și el când încheie, citiți capitolul 24 și spune, a scris toate cuvintele astea într-o carte. Și a spus, iată, vă iau pe voi martori împotriva voastră, martori împotriva voastră, că eu v-am pus cuvântul, că voi ați spus că îl veți urma, dar de aici încolo să știți că viitorul va depinde de ceea ce faceți voi. Viața este în mâinile voastre. Și viața trebuie privită și în avans, trebuie privită și în viitor, se reflectă în viitor. Deciziile astea, privind peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani, vom vedea consecințele alegerilor de astăzi. Tu astăzi poți să râzi, tu astăzi poți să faci ce vrei cu viața ta, poți să spui, am mai auzit povești din astea, dar viața trece înainte. Și peste 20 de ani, și peste 30 de ani, și poate în veșnicie, fiecare nu va face altceva decât va culege rodul, va culege ce a semănat. Vrei, nu vrei, asta înseamnă viața. Culegi ceea ce semeni. Dacă astăzi semeni în ogorul inimii tale cuvintele lui Dumnezeu, dacă astăzi pui cuvântul tău în inimă ca el să aducă rod și alegi să slujești Domnului, să duci o viață de sfințire, vei fi binecuvântat și vei avea un viitor binecuvântat. Dar dacă nu, să știi că viața, viitorul, îți va rezerva multe surprize, lucruri la care nu te aștepți. De aceea astăzi ne uităm la acest bătrân, la acest Iosua, un titan al credinței. Un om deosebit, un model extraordinar pentru cei din vremea lui și pentru fiecare dintre noi, care ne prezintă cu ultimele lui cuvinte, cu ultima lui zi din viața lui și asta este, pare atât de absurd. Și asta îmi place în mod special la acest om. Pe de o parte el spune, astăzi eu plec din lumea asta, astăzi, dar pe de altă parte el spune, eu astăzi aleg să slujesc Domnului. Nu cumva e un paradox, nu cumva ar părea un nonsens asta, adică eu astăzi mor, cui mai slujești tu? Nu contează. Și o secundă în plus dacă mai trăiesc și ultima secundă din viața mea vreau să slujesc Domnului. Nu contează câte zile voi mai trăi, eu vreau să slujesc Domnului. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Asta e decizia pe care o ia el. Acesta este angajamentul pe care îl ia și devine un model, devine un reper pentru cei din jurul lui. De aceea și noi astăzi suntem aici în casa lui Dumnezeu, dar putem să facem exact același lucru. Adică acest angajament nu e pentru cineva care nu-L cunoaște pe Domnul. Nu e pentru cineva care n-a citit Biblia în viața lui și vrea astăzi să se pocăiască. Dar acest angajament poate fi pentru noi, care am încheiat legământ cu Dumnezeu, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care avem Biblia în mâini, să spunem ca și Iosua altă dată. Chiar dacă ar fi ultima zi din viața ta, astăzi să poți spune ca și Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze.